Corupția poate fi oprită doar dacă refuzăm să dăm mită sau dacă denunțăm cazurile de acest gen. În țară, zilnic, se pierd sume importante de bani din cauza actelor de corupție, iar asta provoacă daune colosale întregii societăți. Pentru a ajuta ca oamenii să înțeleagă acest lucru, astăzi pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare a fost instalată o boxă în care o persoană toca bani simbolici din bugetul de stat. Pentru a stopa acest proces, trecătorii trebuiau să denunțe un act de corupție, adică să apese pe un buton care, timp de un minut, oprea acea persoană din procesul de distrugere a bancnotelor. Această boxă de sticlă reprezintă o imitație a actelor de corupție care se întâmplă în fiecare zi la noi în țară. Mai exact, banii care sunt mărunțiți în interior reprezintă resursele pe care țara noastră le pierde în fiecare zi prin actele de corupție. Însă fiecare cetățean poate contribui la salvarea resurselor din buget denunțând actele de corupție, în acest caz apăsând acest buton, prin care persoana din interior, timp de un minut, se va opri din mărunțit bani. Asta înseamnă că am contribuit la salvarea resurselor din buget. Atunci când o persoană apasă pe buton, ceea ce în mod simbolic înseamnă că a denunțat o schemă de corupție, se aude un fluierat care anunță că timp vor irosi resurse financiare din bugetul de stat. De aici și denumirea evenimentului fluiere finalul, adică schemele de corupție au ajuns la final. Totodată, mărunțirea bancnotelor simbolice care reprezintă banii din bugetul de stat ajută oamenii să conștientizeze cât de grave sunt urmările admiterii actelor de corupție și câți bani din impozitele pe care le achită cetățenii dispar fără urmă. Cei care treceau pe alături au spus că schimbarea începe de la fiecare în parte, iar dacă acest buton nu ar fi fost doar o imitație, el ar fi apăsat în continuu. Nu numai să denunță, dar personal fiecare se implice să nu admită acte de corupție. Adică să fie intolerant la fază de corupție. Настолько все скоррумпированы, что я не знаю даже, как это можно разорвать этот круг, не знаю. А вы? Я давала, да. Ну, врачам. Ну, не то, что взятку, а как бы благодарила. Вот. Ну, это я не знаю, можно назвать взяткой или нет. Oamenii care apelează și dau mită, își fac interesul lor personal. Și nu se gândesc mai departe la ce poate fi. Și asta este o încălcare foarte mare. Dar fără și este o greșeală foarte mare. Fără a da mită, trebuie să rămâi păgubaș, trebuie să te dai de partea sărășiei ca să fii sărac și să fii cinstit. Omul bogat și cinstit nu există. Organizatorii acestei acțiuni spun că vor ca oamenii să conștientizeze că actele de corupție se întorc împotriva lor. Denunțând schemele de corupție, cetățenii pot contribui la crearea unei societăți mai sănătoase. Resursele care se pierd nu sunt niște resurse teoretice, nu sunt niște resurse simbolice, cum sunt cele pe care le vedeți în cutia din spatele meu. E vorba de bani, e vorba de resurse publice care altfel ar fi folosite pentru sănătate, pentru educație, pentru drumuri, pentru viața noastră a tuturor. Pe parcursul anilor 2020-2021, CNA-ul a înregistrat 8 avertizări de integritate și a stabilit acest statut persoanelor care au făcut aceste dezvăluiri. Sperăm că prin acest exemplu adus astăzi vom încuraja și pe viitor cetățenii. Campania Fluieră Finalul este organizată de către Inițiativa Regională Anticorupție cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Tocarea simbolică a banilor în boxă pe Aleea Clasicilor a putut fi oprită prin denunțarea actelor de corupție timp de 24 de ore.